Aproape de centrul satului Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș, cu priveliștea dinspre și către schitul rupestru, străjuind dealul, se află o casă țărănească cu pridvor larg, la etaj, acoperită cu șiță, ridicată de mâini pricepute la începutul veacului al XX-lea. Aici și-a petrecut poetul George Topărceanu 8 ani din viață. La intrarea în parcul născut cu de la sine putere, printre pomi, am fost întâmpinați de statuia de bronz. Expoziția de la parter este, în fapt, o incursiune pentru a cunoaște viața și activitatea poetului baladelor vesele și triste, prin intermediul fotografiilor, scrisorilor către familie, documentelor originale, facsimilelor, publicațiilor. Admirăm manuscrise ale unor poezii, scrisori, fotografii și cărți cu dedicație, primite de Topărceanu de la prietenii săi, Mihail Sadoveanu, Panaitis Strati, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Otilia Cazimir, Garabeti Brăileanu, Demostene Botez, Ioan Mironescu. O fotografie redă casa din Iași, de pe strada Ralet numărul 17, cea de-a doua casă memorială George Topărceanu, unde a murit poetul pe 7 mai 1937.
după ce am pășit pragul căsuței, m-am simțit în alt veac. Camera Otili Cazimir, dinspre stradă, cu vechi mobilier părintesc, pare și astăzi un muzeu topârceanu. Revenim la Casa Memorială din Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș, acolo unde sunt expuse, pe lângă altele, deja amintite, ziarele vremii care au scris despre trecerea lui Topârceanu la cele veșnice, precum și o fotografie cu mormântul poetului din cimitirul Eternitatea, Iași, alături de Ion Creangă, Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Dimitrie Anghel. O scară interioară din lemn ne ocrotește până la etaj. Pașii lui Topârceanu traversau holul și ajungeau în camera de lucru, unde, la biroul pirogravat, așternea, în clipele de inspirație, versuri care au devenit sâmburile existenței unor poezii. Dormitorul, cu mobilier de epocă, țesături populare și alte obiecte personale, insuflă acel calm al orelor de odihnă, care nu resping familia, ci doar își acordă reciproc un răgaz. Pridvorul, cerdacul, nu se cuvine plasat în umbra cuvintelor, respectă în detaliu stropii de tradiție mușceleană, pe care o descoperim atât în exteriorul cât și în interiorul camerelor. Păstrez convingerea că trebuie învinsă nepăsarea față de propriul timp. România ne-a lăsat moștenire un trecut pe care prezentul nu trebuie să-l risipească. Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș, la ieșirea din câmpul Ung Mușcel, înspre Rucăr, este doar un exemplu.